Bine v-am regăsit, prieteni, urmăriți Mădălin Ionescu Show. Astăzi vă prezentăm un top 10 al evenimentelor pe care le considerăm relevante din punctul nostru de vedere. Cele mai multe au avut loc în ultimele 7 zile, dar nu limităm topul nostru în timp și trecem chiar granița în încercarea noastră de a-l face cât mai reprezentativ. E un top pe care îl comentăm cu invitați mega cunoscuți și cu multă vervă. Nu ratați această ediție, mai întâi titlurile serii. Top evenimentele săptămânii la Mădălin Ionescu Show. Cazul Shelly, acuzații dure, răspuns pe măsură. 40 de studenți la drept, exmatriculați pentru că au copiat. Eșecul poliției de la Onești, eveniment nemai întâlnit, răpire, crimă, demiteri la nivel înalt. Pașaport de vaccinare, de când, pentru cine, pentru ce și ce presupune. Divorț de 2,2 miliarde de euro. Motivul ieșit din comun pentru care Kim Kardashian și Kanye West s-au despărțit. Accident grav. Femeie beată la volan. Două fete moarte. Nume grele în dosarul fraudei de la Opera din Iași. Vedete la audieri. E bună și dieta la timpul ei. Snoop Dogg dezvăluie secretul. Top manele de milioane. Ei bine, doamnelor și domnilor, în platoul Mădălin Ionescu Show am spus că sunt invitați mega cunoscuți. Doamna poate, Gabriela Cristea. Poate Gabriela. Bună seara, bună seara. Bine ai venit la Metropola TV, Tavi Colen. Bună seara, bună Tavi. Seara, bine v-am găsit. Bine ai venit și în ultimul rând, Andrei Duban, aflat acasă la New York, pe o mega proprietate, într-un super ansamblu rezidențial, cred, așa am aflat. Dacă nu reușim să... Ce faci, Andrei? Bună seara! Hello! Acolo la voluntari, la voi, la voluntari, nu? Noi suntem în Băneasa. În Băneasa, aici, la Casa Presei. Casa Presei. Dacă știi rusă, ar fi mai bine. Eu nu știu rusă, dar cu Casa Presei aici... Cu... Nu, era chiar Casa Scântei. Era Casa Scântei, Casa Scântei, da. După modelul unei clădiri celebre în Moscova. Da, suntem aici în Băneasa. Ești în New York, am înțeles, nu ți-ai Pe înțelesul tău, Ando Băneasa. Ando Băneasa, da. Sunteți pregătiți să începem totuși și o săptămână. A fost o săptămână și este încă una destul de agitată. Foarte multe evenimente. Poliția implicată în câteva dintre ele. Jandarmeria la fel. Descinderi la adrese false, ne-am obișnuit cu asta, e cam una pe lună. Situația de la Onești, studenți exmatriculați, avem foarte multe lucruri de discutat. Shelly, care a devenit inamicul public numărul 1 după ce și-a sărbat ziua de naștere, a împlinit și el 20 de ani și a ieșit nasol în prima fază, după care nu s-a lăsat mai prejos. Nu, în prima fază a ieșit bine. Că petrecerea la înțeleg că a fost mișto. Bine. Nu, pentru el a fost bine, dar a ieșit nasol în spațiu public, pentru că s-a agitat foarte multă lume. Și a fost destul de certat. Însă replica lui e una pe măsură. Andrei, să ne spui cât ai dat pe acest penthouse. Dar după ce discutăm abordăm primul subiect, spuneți-mi și mie care e ordinea. Cu ce începem? Cu Onești? Da? Cum îți dorești? La Onești. Hai să mergem la Onești, dacă e cum îmi doresc. Luarea de ostatici din Onești s-a încheiat tragic pentru cei doi muncitori. Gheorghe Moroșan, în vârstă de 68 de ani, și-a planificat răzbunarea pentru pierderea apartamentului încă din 2018. Atunci, bărbatul a postat pe o pagină de socializare o amenințare cu arma. El a spus că își va face singur dreptate, însă nimeni nu s-a autosesizat. Dacă nu se lămurește această situație, cu armă de foc voi face și o dreptate. Bărbatul se pare că nu ar fi la prima abatere de încălcare a legii. Gheorghe Moroșan a fost șofer pe tir și are un cazier consistent, dar acest lucru a fost neglijat de polițiști în timpul acțiunii de luni. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că modul de intervenție al polițiștilor în cazul tragic din Onești a fost unul ineficient. Cu privire la modul de implicare a conducerii Inspectoratului de Poliție al județului Bacău, și aici mă refer la inspectorul șef și la adjunctul acestuia. La comanda Inspectoratului de Poliție a județului Bacău se afla adjunctul unității, care s-a deplasat cu întârziere la fața locului, minimizând importanța
evenimentului. Cu toate că autorul a amenințat de mai multe ori că va comite fapte de violență, nu au fost dispuse măsuri legale, a fost ignorat trecutul autorului prin prisma comportamentului în societate, iar reclamațiile formulate de către acesta sau amenințările anterioare nu au fost documentate corespunzător. Ministrul de Interne a considerat că neizolarea corespunzătoare a soției agresorului a fost unul dintre factorii decisivi care au condus către tragedie. Măsurile dispuse la fața locului au fost deficitare, neacționându-se corespunzător în sensul izolării soției autorului și limitării posibilității agresorului de a avea acces la anumite informații, aspect care a îngreunat intervenția. Astfel, atât inspectorul șef al județului Bacău și adjunctul său, precum și șeful poliției Onești, alături de adjunctul său, au fost demiși de către ministru. Nu voi tolera nicio deficiență în acțiunile care vizează siguranța cetățeanului, drept pentru care am dispus următoarele măsuri: înlocuirea din conducerea inspectoratului de poliție al județului Bacău, a inspectorului șef și a adjunctului acestuia. 4. Înlocuirea din conducerea Poliției Municipiului Onești, a șefului poliției și a adjunctului acesteia. Celor 4 ofițeri urmează să li se stabilească alte atribuții. Domnul ministru... Da, domnul ministru, nu știu cum arată, că eu nu mai știu cum arată ministrii noștri în ultima perioadă din cauza măștilor. Nu știu cum arată, ce fețe au, care sunt fețele care ne conduc în momentul ăsta. Poate nu doresc să știe lumea cum arată, nu? Da, nu știu. Te-ai gândit și la varianta asta? DNA o știe oricum. Da. Trecând peste partea asta, într-adevăr, mi s-a, pe lângă pledoaria aceasta rigidă și... Da, eu am avut o reacție și am zis că parcă suntem la congresul... Da, al 15-lea, care n-a mai avut loc. Dar da. În principiu, i-a demis pe niște șefi de poliție, o poliție care probabil că funcționează pe baza altor instrumente decât cele moderne, cu praștia, cu lucruri de-astea pe la Onești. Înțeleg că nu exista un lunetist la Bacău. Apropo de lunetist, hai să o luăm așa. Sper că Andrei are potrivit răbdare. Potrivit informații, soția da. Criminalului... Îl ajuta de sus, trimitea țigări cu... Asta mi se pare incredibil. Adică poliția? Cum n-ai arunca cu frânghia? Da. Cu frânghia și n-a văzut nimeni de jos? Ba da, toată lumea. Sunt vecini implicați și în povestea asta. Adică a fost o nenorocire. O să mai aflăm ceva noutăți după... Pentru că mie mi-au dat cu... Așa, cu vire. La toată lumea a dat. Ce mi se pare cel mai bizar, cel mai... Cel mai bizar, mie mi s-a părut chestia cu... Uite, eu am să dau varianta mea. Cum aș fi procedat eu? Nu fără a mă da deștept. Am facultatea de științe juridice, ca să, așa. Deci am idee cam cu ce se mănâncă. Dar asta cu negociatorul, părerea mea că este o școală specială în care faci cursuri de psihologie, psihologie de oameni. Dar chiar era negociator omul ăla, că am înțeles? Nu știu dacă era negociator, dar băiatul ăla care a fost acolo... Prima mea reacție negativă împotriva lui este faptul că atunci când ăsta îl înjura pe șeful poliției, el îl certa pe criminal: ai grijă cum vorbești, adică vezi că te rog frumos să te abții. Păi, cum adică, mă, tu te duci să ne... șeful în pace. Dar lasă-l pe șeful, că te rog frumos să vorbești frumos despre șeful. Păi știi de ce? Șeful. Pentru că toată treaba asta, înțeleg că a fost înregistrată și se înregistrează, că așa e, după aceea se face o anchetă, da, și... Mă rog. Mă rog. Da. Și atunci el trebuia să se dea bine pe lângă șeful, că poate primea o... Adică, de salvat îl salvăm, da, cu șeful. Un negociator, în primul rând, nu se contrazice cu... Da. Criminal. Niciodată. Deci să fie foarte clar, nu se contrazice. El e de acord cu el. Șeful poliției, ce spunea criminal? Șeful poliției e un nenorocit, un... Eu dacă m-ar fi trimis pe mine, nu vreau să mă dau deștept, departe de mine gândul, dar zic, da, mai dreptate. Hai să vedem cum rezolvăm. Ce vrei tu? Păi aș vrea să-mi iau apartamentul. Știți care e varianta pentru care nu se trăgea niciun glonț? Ăia doi scăpau, săracii de ei, Dumnezeu să-i odihnească. Și totul era ok, în regulă. Este, dar foarte simplu. Foarte simplu. Spune. Deci ce vrei tu? Păi să-mi iau apartamentul. Da, să vină șeful de la poliție și șeful de la firmă, care el era deranjat de șeful poliției. Dom'le, vrei apartamentul? A luat firma apartamentul, uite care-i treaba. Puneam o geantă de bani din aia falși,
Câți nu mai vrei apartamentul sau despăgubire? Îi dădeam geanta, ia geanta, dă-le drumul la ea, dacă vrei îți dăm banii înapoi. Uite, ia banii, ia geanta, venea un băiat cu o geantă, poimâine când trecea strada, băiatul pleca, dădea drumul la oameni, poimâine când trecea strada, apăreau patru băieți lângă el, vină puțin cu noi. Dar ce poimâine, măi, îi scăpa pe... Îl lăsam pace, să... pe acolo. Cred că filmele americane în care se întâmplă lucruri... Crede-mă că era foarte simplu. Tu erai de acord cu el, îi dădeai, ce vrei, mă, să-l dăm jos pe șeful poliției. Foarte bine, șeful poliției, du-te jos. Două zile până îl prindem pe ăsta. Nu, eu am ceva. Era foarte simplu. Nu, nu... Ai dreptate, să știi. Clar, nu, nu, trebuia să fie de acord cu el, să-i ofere ce voia el. Ăla se ruga de el să nu mai vorbească urât de șeful lui. Pe bune? Ăsta e negociator? Pe bune? Da. Andrei Duban, ce ai fi făcut dacă erai negociator? Eu și eu sunt fan Netflix, la fel ca și Tavi și bineînțeles că ne trec prin cap tot felul de soluții după. Dar oamenii problema așa... e că ăstora nu le-a trecut nicio soluție prin cap. Aici e problema. Da, au stat 5 ore să chinuiască oamenii acolo. Da, da. Nu, asta mie mi se pare, din păcate doi oameni au murit. Deși mie mi se pare atât de ciudat. Erau în putere, nu erau... Asta voiam să zic și eu, Andrei. Eu asta nu înțeleg. Cum Dumnezeu te i-a prins? Se legați cu colierele alea, atenție, premeditată... Trimise de soția de sus colierele, adică nu, că avea în geantă. Sus colierele, mi se pare că și cea din cauza căruia s-au întâmplat toate. Adică ea ar fi lapidat banii aceștia acum nu știu câți ani și de acolo a pornit toată treaba. Da, mă practic, ei au pierdut apartamentul pentru cei care încă n-au, nu și-au dat. Pentru că ea a făcut-o de lapidare. A făcut-o de lapidare și în schimb, pentru a recupera prejudiciul, firma ridicat, a luat apartamentul. A pus echestru, le-a luat apartamentul. Ea a mai sechestrat un muncitor în urmă. Eu nu știam treaba asta. După faza aia, în urmă cu 10 ani. Deci băieții erau hotărâți, era o familie hotărâtă și pusă pe fapte de genul ăsta. Dar eu... neșansa săracilor, au mai fost și un al treilea șeful de echipă care plecase cu puțin timp înainte. Acum, dar și raportul de 2 la 1 mi se pare... Și mie, în condițiile în care înțeleg că unul era cam cât Mădălin și unul era... Cam cât mine. Cam cât tine, da. Adică... S-au lăsat legați oamenii ăia. Da, eu nu înțeleg cum de a reușit să-i lege. Există, adică... există o informație, nu știu dacă va fi... Eu ți-am zis, da, cu gaz, cu gaz lacrimogen. Da. Și că atunci când a intrat în apar... Spun că a găsit la victimele, la cei care au murit, niște gaz lacrimogen în căile respiratorii. Că altă soluție nu am. Altfel, eu, un muncitor, așa în putere, aș fi luat o găleată de aia. Dacă lega pe unul dintre ei, luam o găleată de aia de, orice ca de, da, bineînțeles, dădeam cu o mistrie în cap. Ăla aveau instrumente, un clește, o șurubelniță, orice, ceva, dădeam o găleată acolo de lavabilă în cap. Ăla nu se mai ridica de acolo. Adică aveau șanse. Cert e că niciodată n-au vorbit amândoi ostaticii cu cei de la... cu autoritățile. Da, dar i-a pus să vorbească cu familiile. Unul singur a vorbit, niciodată al doilea nu a fost prezent. Așa că presupunerile că... sunt că unul deja murise sau a fost omorât, iar celălalt era deja terorizat, speriat, legat în momentul în care a vorbit cu... Da, stai așa să te lege unul la mână? Adică nu, dacă a folosit spray paralizant, atunci se explică toată povestea. Vom afla chestiile astea. Dacă nu, totul e o enigmă. Vom afla. Este, ce spunea Andrei, este perfect valabil. Cum au stat doi indivizi care... Da, doi oameni să stea să-i lege unul. Nu, n-am înțeles pe asta. Eu am altă întrebare acum. Se spune și am văzut și niște imagini cu acest personaj care a postat un filmuleț pe Facebook, dacă nu mă înșel, în care spunea nu vă jucați cu mine, că eu sunt hotărât. Știi câți amenință în spațiu, în zona aia? Da, dar vreau să spun că eu nu înțeleg cum de nu s-au luat... Și nu vreau să, Doamne ferește, să... Da, e o zonă destul de agitată din perspectiva asta. Poate nu neapărat oneștiu, dar dacă ne ducem mai încolo, da, da. E zona cu cele mai multe situații. Mă gândeam la ce zicea și Andrei. Și eu sunt fan Netflix și mă uit la multe filme de genul ăsta. Și sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul. Și mie mi se pare incredibil cum de Facebook a lăsat un astfel de filmuleț. Cum de nu l-a reclamat nimeni? Cu amenințare. Dar șterge alte chestii care sunt nevinovate. Exact. Și mai mult decât atât, de ce nu se sesizează
poliția în cazuri de genul care ăsta. Care poliție? Că aici discutăm. Despre asta păi discutăm noi aici. Poliția, care poliție? Apropo, că o să avem un alt subiect. O să vorbim despre șerii. Mă, Mădălin, poliția locală. Ai întâlnit vreunul de la poliția locală? Păi da. Ultima dată. O să vorbim despre șerii, nu? Să vorbești cu ei, nu? Și atunci, pe șerii, probabil că tot de la poliția locală l-au depistat. Cunosc în provincie foarte mulți polițiști foarte buni. O carieră solidă în spate. Chiar cunosc. Corect. Mădălin, nu știu... apropo de Netflix, că îl ținem pe Duban așa și săracul nu a apucat să-și ducă ideea până la capăt. Tu știi ce înseamnă să fii un polițist care tragi și împuști un om? Trebuie să faci o academie, frate. Deci faci o academie 5 ani. Faci psihologie, faci cursuri de tipologie umană, faci cursuri... Dar ce nu mai spun ce... Legea, în primul rând, cunosc foarte bine legea, sunt foarte antrenați. 5 ani de zile și periodic dau examene. Periodic dau examene. Eu am fost o dată, am trecut prin Ungaria, fac o mică paranteză, și m-au oprit doi polițiști și m-au întrebat ceva în ungurește. N-am știut să le spun în ungurește. Zic, băi, engleză, franceză, ceva, italiană, nimic, nu, nea. M-au pus jos... Într-o secundă, cu mâna la pistol, bine, la pistol la brâu, ăia nu discut, deci erau de două ori cât mine de mari. Nu comentezi tu că... Da, ce pare destul de fi. Da, e greu să fie unii mai mari ca mine, dar da. Uite că am găsit, mi-am găsit nașii. În 10 secunde m-au culcat jos, pentru că n-aveam actele de la mașină și eu nu înțelegeam ce vor. Nu aveam acte, aveam acte, dar nu erau, mă rog. Da. Deci nu te joci cu polițiștii în alte țări, în orice țară civilizată am fost. Frate, nu comentez cu polițiștii că ea cu mâna una, două, în America. M-a oprit polițistul, m-a luat radarul în America. Și ăla vorbea cu mine așa. Da. Păi ce chef am eu să mă duc să mă cer cu el? Am tăcut din gură, zic, ce fac? Pun mâinile pe aici, zic, nu, dăm actele. Deci nu comentez. Numai că au o anumită calificare, despre asta vorbesc. Din păcate, atât haina militară a polițiștilor, cât și alte autorități din această țară, sunt din ce în ce mai puțin credibile. Și toată această miștocăreală, toate bancurile, care, sigur, până la urmă au și un substrat de adevăr, iată, duc la o, cum să vă spun, o ridiculizare a organelor de drept. Nu vreau să fiu un nostalgic sau să mă acuzați de altceva, dar nu exista înainte de Revoluție. Sigur, era o frică, în primul rând, să furi, să dai în cap, să faci asemenea lucruri, era de neconceput. Bine, erau alte metode înainte. Îți luai o bătaie la secție, până să vină avocatul, era jale, era nenorocire. Erai deja rezolvat, nu mai băi să furi niciodată. În care acel negociator sau acei polițiști au găsit momentul cel mai nepotrivit să aibă orgolii. Și spune, știi, ca ăla cu țăranul care pescuia și trage peștișorul de aur. Da. Și peștișorul îi spune, țăranule, ți îndeplinesc 3 dorințe, aruncă-mă înapoi. Și ăsta îl calcă de la omoare, zice, păi cine faci tu, băi, țăran? Da. Așa și ei. Nu e normal. Din păcate râdem, dar doi oameni și-au pierdut viața pentru că niște oameni la servici au fost fleașcă. N-au fost bărbați. Andrei, 5 ore, venea un lunetist din Austria. Caracal cât au stat? Păi și în Caracal la fel. Deci nu, așa ceva nu se poate, nu e normal într-o țară civilizată. Polițiștii se roagă de unul, te rog frumos, fii cu minte. N-am mai auzit așa ceva. Din păcate, discursul pe care l-am auzit mai devreme, pe care l-a pus Mădălin cu ministru sau ce era acela, nu fac politic de parte de mine să acuz pe cineva. Nu știu dacă ați sesizat, pe finalul discursului a spus au fost demiși din așa și vor fi relocați, adică li se va căuta alt post, nu știu. Deci până la urmă nu se întâmplă nimic nici cu ei. O să fie doar mutați, probabil. În cazul Caracal nu a fost la fel, nu. Practică rotația cadrelor, nu e nicio problemă. Ne-am obișnuit. Bravo. Trebuie să recunoaștem pe de altă parte că din păcate în provincie există foarte multe unități de poliție care nu sunt nici antrenate, nici instruite, nici dotate corespunzător. Oamenii au și așa... Nici numeric nu fac față. Numeric nu fac față, moralul e la pământ din mai multe puncte de vedere și atunci ne vom întâlni la nesfârșit cu situații de aceea. Da, nu înțeleg. Ce nu înțeleg eu? Să cerem aprobarea cuiva. Asta ei așteaptă ca la Caracal, ca și aici. Au așteptat 5 ore... S-a învățat nimic din cazul Caracal. Da, au așteptat 5 ore aprobarea unui procuror. Pentru? De ce? Ei nu iau decizii. Da, s-a discutat după Caracal la nesfârșit. N-ai nevoie de aprobarea unui procuror în astfel de situații. Legea îți permite să acționezi când e vorba de viața unui om. Deci nu au nevoie să treacă prin aceste filtre.
Deci asta este iar o tâmpenie care nu s-a, deci o situație care nu s-a înțeles. Eu altceva aș sublinia, da, vis-a-vis de toată treaba asta. Înțeleg că omul ăsta a avut antecedente. Avea un dosar, avea un dosar destul, da, de amplu, inclusiv, da, în străinătate am înțeles că a fost condamnat și în România de nenumărate ori. El a făcut aceste amenințări. Mie mi-e greu să cred că cineva nu s-a sesizat, pentru că hai să recunoaștem cinstiți, oamenii ăia au fost niște victime colaterale. El nu a vrut să... El nu a, mie mi se pare că există și o problemă psihologică aici care nu a fost luată în calcul. Sau poate a fost luată, nu știu. Nu se poate să nu-ți dai seama că omul ăla e un pericol public după ce a făcut toate aceste lucruri, mai ales că tu spui, eu nu știu, dar tu spui că soția lui a mai sechestrat o persoană în urmă cu ceva, cu ceva vreme. Da. Și atunci mi-e greu să cred că nu-l ții sub observație. Nu îl lași să posteze din astea pe Facebook. Era clar că mai devreme sau mai târziu omul ăla o să reacționeze. Nasol. Câte iar oamenii ăia au fost în România, deși au făcut plângere la poliție. Corect? Corect. Pentru că poliția n-a intervenit și au ajuns să fie victimele agresorilor, soților, iubiților, unora sau altora. Eu aș mai atrage atenția asupra unui aspect, sigur nu v-ați gândit sau normal este foarte grav ce s-a întâmplat, încât nimeni nu se mai gândește și la celălalt exemplu. Pe mine m-a mirat faptul că iată, se poate să se recupereze un prejudiciu, deci femeia aia, mă rog, a furat nu știu de câte, ce valoare are și totuși legea, iată, pentru prima dată, cel puțin pentru mine, a avut efect, au mers până la recuperarea prejudiciului și au luat omului apartamentul ca să recupereze. O parte din prejudiciu, da, înțeleg. Nu mă întreb la cazurile astea imense, departe de mine gândul de a mă bucura că face nu știu cine X sau Y sau Milica sau Lenuța sau Tristuța că fac pușcărie. Nu asta, pe mine m-ar fi interesat recuperarea prejudiciului. Adică toate milioanele alea de dolari care sunt și toate proprietățile și toate alea, de ce nu se mai recuperează? Iar la omulețul ăsta, imediat, apartamentul a fost... Andrei, acolo știm cu toții, e vorba de un nivel, de un traseu al banilor în natură. Foarte multă lume s-a spus implicată. E vorba de miliarde de euro, de... Deja ai deschis un subiect care ne depășește un pic. Are, e greu. Acolo da, dar asta știi ce e dureros? Dureros că în 5 ore... Nu 50 de minute, nu 5 minute, 5 ore. 5 ore, doi oameni au suferit, poate că unul era și mort deja, dar doi oameni au suferit într-o, au avut o, deci chiar dacă scăpau vii de acolo, rămâneau cu o traumă pe viață, oricum ar fi. Dar 5 ore din atâția oameni din jurul care se uitau gură cască așa. Nu s-a găsit unul mai inteligent să zică: "Bă, ia stați mai așa." Știi că e poliția la ușă și că ea nu intră. Frate, deci nu înțeleg. Să te rogi. Deci tu să faci ce vrei cu poliția în fața ta și să-i ceri pe polițiști. Nu înțeleg chestia asta. N-avea un pistol, un tete, un ceva în mână, e clar, simplu. E clar că trebuie să schimbe ceva, dar probabil că după ce va trece perioada de... Am văzut în jurul blocului vreo 40-50 de polițiști care... Se învârteau, se învârteau așa, nu știau ce cu ei, ce vor să facă. De o săptămână, 10 zile, după ce subiectul va fi pus într-un sertar, probabil că, Doamne ferește, la anul ne vom trezi cu o situație asemănătoare. Dar de ce n-a existat lunetist? De ce n-a existat lunetist? Că până la urmă... Eu am plecat în Afganistan. Lunetist. Okay. Lunetele de la... Exact. A explicat un tip foarte deștept de la sindicatul lor, Europol sau ceva de genul ăsta. Așa. A spus cum țevile, că tu știi, Tavi, că ești un vânător iscusit, erau ruluite, lunetele erau decalibrate. Adică, dacă serios? Ar fi tras cu... Dar nu pot să cred, dar ce fac? Și îmi puteam un coleg, cred, dacă trăgea cu luneta. Dar problema e alta, că nu trebuia să se tragă cu luneta sau cu tranquilizante. Am avut imagini, am avut, nu-i așa, acces la niște imagini, că acum un an, un luptător din ăsta, Diaz... Nu, era în 98, era. În 98. Așa, o mitralieră cu gloanțe oarbe, ăla paralizat probabil de frică. De frică, exact, da.
de câteva secunde de care avea nevoie să-l imobilizeze și să intre pe geam și cu adevărat... Da, ce spui tu acolo, dacă e adevărat ce spui tu, că nu erau calibrate și așa mai departe, mie mi se pare tâmpenie. Dar ce treabă au tot timpul când stau lunetiștii ăștia cu armele alea în depozit? Ce fac? Nu le mai lustruiesc, nu le mai... Înțeleg că și tu ești... În 5 ore, fii atent! Ai permis? Înțeleg că tu, da. Am mai multe arme. Și eu am permis de portarmă. Eu am o pușcă, deci nu trebuie lunetist, dar avea pușcă, ok. E vreun vânător pe aici, în cartier, sigur avea o carabină. Eu am o carabină care la aproape un kilometru mă descurc liniștit. Deci... Dreptate singur, mă, Taviș, nu-i vorba de dreptate, dar găsești ceva, faci, găsești o soluție. Exact. Nu-i vorba despre dreptate. E vorba de criză și... Este, un moment de criză. Dreptate și-a făcut și Shelley, în felul lui. Da. După ce și-a aniversat, mă rog, să trecem la... ani, hai să trecem totuși... pentru că sunt păcat! Copii. Păcat că nu suntem în stare, era un cartier de oameni care se uitau, cum putea foarte simplu să nu se tragă niciun cartuș și nu murea nimeni. Exact. Era simplu. Exact. Ai dreptate și din păcate... Poate că vreau să par deștept, dar nu asta e discuția. Era foarte ușor de rezolvat, căi, soluții erau multe. Ce s-a întâmplat? Ăștia i-au lăsat și au murit, i-au lăsat, adică în cazul acesta n-au reacționat cum trebuia, dar în schimb ăștia de prin București i-au bătut, indiferent ce au făcut, i-au dus pe la juriu, au urinat pe ei, pentru că e o poveste de asta cu polițiștii... Care, da, cu polițiștii care i-au, da... ...sunt cercetați și care știu să facă dreptate și să bată niște personaje... Păi să-i fi chemat pe ăștia de aici, din București, pe aia care s-au dus... Bata, dar aici n-au reacționat. Asta este ciudatul sistem din România. Vina este în principal a mediului politic, care putea să creeze o altă țară dacă și-ar fi dorit. Nu există voință și probabil că genul ăsta de evenimente... Mai sunt, cum să zic, sunt cumva pe placul politicienilor într-un fel, că de câte ori au o problemă și nu reușesc să facă nimic și nu reușesc să ridice țara și o hrănă. Mă rog, ne-am dus prea sus la politicieni. Acolo era un caz de rezolvat pe plan local. Nu deturnează atenția de la... Știi care este nebunia vis-a-vis de treaba asta? Faptul că, așa cum ne-am uitat noi la subiectul ăsta, s-a uitat o țară întreagă și în țara asta întreagă nu toată lumea e întreagă la minte. Și oamenii, unii dintre ei, o să spună, ha, păi dacă l-a putut, poliția oricum nu face nimic, păi ia să fac și eu. Înțelegi? Și atunci trebuie să ne gândim și din punctul ăsta de vedere. Adică... Hai să vedem ce a putut să facă Shelley. Ok. Să rememorăm evenimentul și să discutăm imediat după aceea. Păi da, el n-are cum că din asta trăiește. Ce? Bun, discuții intense în timpul difuzării imaginilor. Da. A ajuns inamicul public numărul 1 după ce aceste imagini au ajuns pe Instastory-uri, probabil. Uh-huh. Așa pare. Primul le-ar fi pus Țancă Uraganul participând, așa am aflat și eu că există acest interpret de manele, participând la ziua lui Shelley. Auzisem de ceilalți care sunt pe val, dar n-am ajuns până aici, n-am aprofundat. De acum o să fiu foarte atent. Și, te rog frumos. Da. Și primul a postat Țancă și după aia și el i-a zis: "Bă, nu, n-a rost." Dacă el a pus cum a fost altcineva în fața mea. Distrez, acum mai țin cont de chestiile astea. Era cu pe val băuturică ce era pe acolo și a ieșit ce a ieșit. Toată lumea l-a acuzat. Hai să auzim, a greșit foarte mult, n-a purtat mască. Dar să porți discuțiile... masca casa ta e cam ciudat, știi, e greu. Acum, discuțiile simți... sunt dar multe. Dar unde a fost petrecerea? Respectau distanța, au fost mai mulți, se pare, decât... Unde a fost petrecerea? Unde s-a într-o casă pe care au închiriat-o. Se poartă foarte mult, da, genul ăsta de petrecere. Eu cred că ar trebui să privim... Vrei să dai replica lui Shelley și după aia să vorbim? După eu cred că ar trebui să privim lucrurile din mai multe unghiuri. Dacă vrei să o luăm așa, în spiritul a ceea ce am discutat mai devreme, unde-i lege, nu-i tocmeală, da?
La revedere, a greșit omul. Înțeleg că a plătit și vreo 12.000 de ron amendă. 15.000, nu știu. Sau nu știu, ceva de genul ăsta. Și am putea să ne oprim aici cu discuția. Dar hai să ne gândim la următorul aspect. Mădălin, ai avut 20 de ani? Cred că da. Ai avut? Da. Și tu ai avut 20 de ani și eu am avut 20 de ani. Nu cred că am sărit peste, da. N-am sărit niciunul dintre noi și cu siguranță că la 20 de ani n-aveam nici mintea de acum. Vrei să spui ceva, Andrei? Nu l-auzim pe Andrei, nu știu ce zice pe acolo, dar... Așa, ideea este următoarea. Omul a zis, bă, odată fac 20 de ani și atunci hai să fac și eu o petrecere. Pentru că, hai să fim cinstiți, suntem disperați cu toții. Nu mai putem, toată lumea vrea să se ducă, să socializeze într-un fel sau altul. Noi am venit până aici la platou cu măștile pe față și ne-am dat măștile aici jos. Începem să fim un pic paranoi așa. Vine cineva în vizită la tine și ne uităm ca proști unii la alții și nu știm să ne pupăm, să ne, știi, suntem așa stingheri. Da, și lucrul ăsta o să ne afecteze pe termen lung la bibilică. Asta spune și Andrei. Asta spune și Andrei. Dar nu îl auzim, spuneți. Eu nu l-aud pe Andrei. Așa. Gesticulează, că gesticulai bine. A, ia, așa. Ia, te-am auzit un pic. Nu știu ce zici, dar ai dreptate. Ai dreptate, da. Ok. Vecina aici care face curaj și a băgat aspiratorul și de asta. Ok. La cura de noapte, da. Așa. Stai să zic. Zim. Eu am spus că în momentul când i-a scăt și tu ai făcut 20 de ani și Tavi a făcut 20 de ani, zic, Mădălin chiar săptămâna trecută. Da, 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 exact. Mamă, nu pot să cred că mai luat cu de-asta. Bun, deci, mai... și atunci... Să-mi zici după ce să fac. Să-ți facă nota de plată. Și atunci normal că omul a făcut 20 de ani, e un tânăr pe val, e un tânăr căruia îi place distracția și a zis omul, băi, nu mai pot. Înțeleg că el și-a luat niște măsuri de precauție totuși. Dar poliția a venit direct, i-a dat amenda și a spus... Nici măcar n-a venit direct. Banii de amendă. N-ai ce măsuri să-ți iei, îți dai seama că... N-a. Păi nu, că omul înțeleg că i-a pus să vină cu testul. Înțeleg că omul i-a pus să vină cu testul pe toți... Hai să vedem ce spune Șerii, că a făcut înainte de organizarea acestui eveniment. Am încercat să iau toate măsurile de precauție, adică am rugat înainte de petrecere pe toată lumea, pe absolut toată lumea, să facă test de COVID. Tocmai ca să fim siguri că nu vine nimeni cu virusul acolo și că nu trebuie să stăm toți 14 zile în carantină. Și 90% dintre participanți au făcut treaba asta. Mai sunt câțiva care au uitat, mai sunt vreo două persoane din stafful tehnic al Țancă care montau instrumentele acolo, care nu mi-au dat înainte poze cu testere și buletinere, dar 95% dintre toți oamenii de acolo au făcut treaba asta, au făcut teste de COVID și toți au fost negativi. Și eu chiar am insistat pe treaba asta, adică am pus pe cineva din organizare să vorbească cu toți, să-i bată la cap, să ne trimită poze cu testele negative de COVID. Acum, în prima seară, nici n-a fost petrecere, mă. A fost o masă cu câțiva prieteni apropiați și atât. Adică, uitați-vă la poza asta, suntem 9 persoane, roșii numărați-le. În cazul ăsta, nu poliția e cea care trebuie înjurată. Poliția nu face legea, poliția doar aplică legea și în cazul ăsta, oamenii regii doar și-au făcut meseria. Au constatat ce s-a întâmplat și au aplicat sancțiuni conform legii. Bine, să nu credeți că ei au venit acolo, că așa s-a înțeles de la știri. Nu, ei s-au prins a doua zi pe la 6 seara când au văzut filmulețele de pe TikTok și m-au sunat. Adică, în cazul ăsta, oamenii doar au aplicat regea. Uitați-vă la afirmarea asta. Era un burzeală, domnule, ceva de nedescris. N-aveai loc să arunci un ac, ești nebun. Păi, dacă și asta e ilegal, înseamnă că am luat-o toți așa. Aici o poză de la petrecerea mea, de la marea ilegalitate. Eu și cu niște oameni foarte apropiați, mie stând la o masă. Voi sunteți conștienți că dacă masa aia era la un restaurant și nu era într-o vilă privată, era perfect ok, nu? De asta spun că regea e complet idiotă. În club e voie și toți oamenii stau lipiți unul de altul, într-o casă imensă, cu o curte imensă, cu aerisire și cu tot, e ilegal. Păi bune, pandemia asta durează de un an. Nu-mi spuneți voi mie că nu v-ați chemat prietenii la ziua de naștere. Pă bune acum. Anul ăsta probabil că mulți dintre voi ați avut majoratul. Hai, spuneți-mi voi mie că n-ați făcut nimic de majoratul vostru, că a stat triști închiși în casă fără niciun prieten. Probabil că ați avut mai multă grijă, ați făcut-o mai pe șustache, dar într-un fel ați sărbătorit. Problema a fost, și nu vreau să dau acum vina pe Țancă, dar problema a fost că Țancă a venit cu toată formația ca să facă un program frumos. Ceea ce, sincer, eu nu am prevăzut. Adică eu nu știam, eu n-am mai chemat manerist niciodată, mă înțelegeți? Eu credeam că Țancă o să vină cu două boxe și o să facă programul lui. Nu știam că vine cu toată formația extinsă. Dar Țancă, pentru că mă cunoaște și mă apreciază, omul a avut cele mai bune intenții. A vrut să-mi fac o surpriză plăcută și a venit și cu Costel Biju și cu toată formația lui și cu toată lumea. Au venit toți ca să-mi zică la mulți ani. Omul vă dați seama că a avut numai intenții bune, însă ca idee, în momentul în care a venit Țancă cu toată formația, numărul de participanți s-a dublat. Erau toți oamenii lui care au venit să monteze scurere, toți instrumentiștii, dar oricum oamenii aia care au venit să monteze scurere, spre exemplu, după aia au stat numai la țigară toată seara, nu erau acolo în interior. Bă, acum puneți-vă și voi un pic în locul meu, da? Să spunem că îl chemați pe Snoop Dogg la ziua voastră de naștere și când vine acolo Snoop Dogg, omul mai vine
vine și cu 50 Cent și cu Travis Scott, că sunt prietenii lui și vin toți ăia să zică ție la mulți ani. Și vine Travis Scott la tine și cu 50 Cent și zice: frate, am venit să-ți fac o surpriză, să zic la mulți ani, te pup, ești fratele meu. Tu ce faci? Îi dai afară? Răspui: haideți mă, ieșiți toți afară, că n-am discutat să veniți și voi. Asta vreau eu să zic, că înainte să vină Țancă și cu toată formația lui, nu eram 20 de oameni nici dacă erai beat și vedeai dublu. Nu eram, efectiv. Deci vă zic sincer, se exagerează enorm. Mai ales că eu v-am zis, am pus pe toată lumea să se testeze. Eu chiar n-am luat lucrurile în bătaie de joc. Oamenii judecă pentru că maneaua e asumată. Maneristul vine și răspune pe față. Maneristul nu face playback și nu vine să cânte versuri de alea care nu spun de fapt nimic. Da. Asta era deja o dizertație. Da, deja. Hai că m-am distrat. Bun, da. Funny, trebuie să recunoaștem. Replica da. Interesant. Să știi că uite, el ce a zis el e destul de aproape de ce am zis tu, și eu. Ce da, pentru că sunt foarte mulți care au împlinit 18-20 de ani. Nu te mai întâlnești cu vârsta asta și omul și-a făcut o petrecere, înțeleg că n-au fost dacă nici 20. De la 20 de ani când sumai. Da, exact. Asta ar fi concluzia, nu? Și vorba lui că na, Tavi știe că a fost la 1000 de petreceri. Am crezut că am fost manelist. Bine, ok. Nu. Eu știu de la soțul meu de asemenea, Tavi Clonda, că așa se întâmplă la petreceri. Sunt oameni în staful tehnic care vin să monteze. Andrei fierbe, vrea să spună și el. Cum e cu Shelly, cu crimele pe care le-ai făcut, cu infracțiunea pe care a comis-o? Atrage antipatia acestei generații minunate care o să ne plătească nouă pensiile. Niciodată, da. Și eu sunt de acord cu asta. Sunt două aspecte, după părerea mea. În primul rând, unde-i lege, nu-i tocmeală. Că vii tu cu 95%, cu 98%, cu 99%, era suficient un singur să strănute și să aibe nenorocirea în el. Cu asta nu sunt de acord. Asta a spus-o și Shelly. Bun. Da. A doua chestie. Bine, după. Tu compari, hai să vorbim un pic și despre substanță, despre valoare. Păi tu dai exemple că vine Snoop Dogg și cu 50 Cent și nu știu ce. Păi da, băi, Snoop Dogg nu e Costel Biju, bă, frate, bă. Pe bine, bun, dar adică, să știi că are și el un viol activ, mai multe. O chestie foarte faină cu restructurarea învățământului. Chiar l-am zis, băi, ce mișto, uite un reprezentant al tinerei generații care are niște idei extraordinare, care vorbește impecabil, și nu mă refer la rostire, ci la conținut. Uite ce idee are, după care învii cu Biju și cu alea, adică s-au bătut cap în cap această imagine. Pentru mine s-a pierdut tot ce a făcut bun, pentru că așa gândesc eu și mi-asum. Sumul lui de plăcere la împlinirea 20 de ani a fost să-i cânte Țancă, Uraganul și Costel Biju. Pe bune? Da, înțeleg că nu ăsta a fost, ci că omul a primit cadou din partea lor. Acum vorba lui, ce răs facă să-i dea afară că au venit cadou? Da. Stați un pic să vă lămuresc. Ia, zi. Lebedele de la Opera Română, nu bă, știu. Da, vă lămuresc imediat. La Viena. Da, vă lămuresc imediat. Eu sunt întru totul de acord cu tine cu faptul că Shelly ajunsese la un moment dat și cred că este în continuare și l-am apreciat în momentul ăla, deci fac o paranteză că l-am apreciat foarte tare, este o portavoce a tinerei generații, a tinerilor generații care vin după noi și care, așa cum spune Andrei, s-ar putea să vedem, să sperăm că o să ne plătească nouă pensiile. Și l-am admirat la momentul acela, numai că, așa. Eu acum am să văd, este părerea mea, de ce a ales el pe Țancă Uraganul. Și Andrei, să vedem dacă o să fie de acord cu mine. La ora asta Shelly vinde foarte mult pe rețele, da? Da. Are milioane, sute, milioane, zeci și milioane de like-uri. Ok. Da. Shelly a optat pentru... Eu cred că sunt mult mai puternici maneliști în țara asta și mai talentați și mai vechi și cu un renume mult mai mare. Numai că la ora asta Țancă Uraganul, deci Shelly prin Țancă Uraganul și-a ținut, a vrut să-și țină cota sus. Pentru că Țancă la ora asta vinde cel mai mult și face cele mai multe like-uri. La ora asta. Da, Țancă conduce, Țancă Uraganul, nu-l cunosc, nu știu ce cântă, nu ascult, dar Shelly, acum am găsit explicația de ce l-a ales pe Țancă Uraganul, pentru că Shelly este sus pe rețele și a vrut să aducă în contrabalans tot unul care este tare pe rețele. Altfel l-ar fi luat pe Adi Minune, altfel l-ar fi, care este o voce senzațională. Problema este că aici nu mai sunt de acord cu el și sunt de acord cu Andrei, pentru că fiind portavocea unei tinere generații, la vârsta ta de 20 de ani,
o sărbătorești printr-o manelizare totală la petrecerea, care mi s-a părut elegantă în locul ăla, foarte mișto. Nu cred că cadrează Țancă Uraganul cu petrecerea și locația de acolo și cota lui Shelly. Nu cred. Eu am fost și la Palatul Snagov și s-au fost... Pe de altă parte, după ora două noaptea, să nu spui că la petrecerile de fițe sau nu. Exact, asta voiam să spun și eu. Dacă înainte ar fi cântat de, dacă ar fi cântat de Delia înainte, de Bocherini până în două și după două au dat-o pe manele. Eu cred că a fost o exclusivitate. A fost exclusivitate. Asta e o altă discuție. Exact. Ți-am spus de ce. Ți-am spus de ce l-a ales pe Țancă Uraganul, că Shelly nu este un băiat prost. Bine, nici nu-și putea permite pe pandemie să țină prea multe concerte pe acolo. Deci... Shelly este un băiat extraordinar de inteligent. El a vrut să țină cota sus. Bă, frate, sunt Shelly, am milioane de like-uri, aduc pe unul care are milioane de like-uri. Deci el și-a ținut cumva cota sus. Vreau să fac altfel desfășurarea de forțe din seara asta, dacă tot vorbim de manele. Și l-am pus în discuție pe Snoop Dogg, de fapt Shelly l-a amintit. Hai să-l arătăm pe Snoop Dogg. Care l-ascultă Sigur că nu putem, că l-ai cu iarbă tot timpul. Care l-ascultă pe Salam, da. Dar nu, aia e o vrăjeală. Și să ajungem... Stai. Ăla a fost un clip contrafăcut. Nu este adevărat. Ba da. Este pe contul de Instagram. Este pe contul de Instagram al lui Snoop. El și l-a pus, este al lui Snoop. Eu nu cred. Ba nu, este pus de Snoop pe contul lui autentic de Instagram. A fost deci de eu nu cred. Da, eu știu că l-am verificat împreună și de aia știu. Este 100% pus de Snoop Dogg și asta s-a întâmplat. Și apoi să vorbim de manelele și de tineri de noua generație, să vorbim de manelele care fac zeci de milioane de vizualizări. Să știi că tânăra generație e mult mai manelizată decât tânăra generație pe vremea mea. Da. Nu prea erau manele atunci. Ba, erau manele, erau genii, foarte manele. Albatros, tot ce vrei. Pește, da, totul, frații pește. Era, dar pe vremea aceea, generația mea tânără, 20 de ani al ușelii de acum, era atât de manelizată. La ora asta am fost la partiuri unde au oprit holograf, ne-au oprit pe noi, au oprit pe nu mai știu cine, care erau și au început să pună manele. Deci generația din ziua de astăzi este manelizată. Din păcate, cu tristețe, pot să spun, pe acest post de televiziune, că sunt foarte trist, nu știu dacă contează foarte mult, dar este părerea mea și mi-o susțin până la moarte. Este foarte trist unde s-a dus cultura acestei țări. De asta lumea e supărată pe Shelly. Și el nu cred că înțelege. Dar în lumea care? Care lumea? Toată lumea. Poate cei mai mulți dintre tineri, apropo de ceea ce spui, nu sunt, pentru că altfel nu se explică faptul că manelele fac zeci de milioane de vizualizări. Am fost la o petrecere de Revelion, în care un tip foarte haios, care nu este prieten, dar care pentru amuzament, la un moment dat după 3 dimineața, ne-a pus manelele care sunt în vogă, în boxe, am aflat cu stupoare că aceste manele au 60 și ceva de milioane de vizualizări. Aș vrea să mă fac foarte bine înțeles. Manelele sunt necesare, e un mod de a te distra. Nu contează la ce oră, nu mă interesează ce ne ascultă. Foarte bine. Dar nu facem din asta o cultură acestei țări. Nu e cultura țării noastre. E adevărat. Să fie foarte clar. Hai să vedem pe Snoop Dogg, care nu a contrafăcut acest clip. Este absolut real. Este contrafăcut, e părerea mea. Îl dăm după pauză. Revenim la povestea aia. Ce avem pregătit atunci? Și o să reluăm discuția. Da, eu mai vreau să spun ceva în apărarea lui Shelly, două cuvinte. Da. Vreau să spun doar atât. Să nu uităm că are 20 de ani și că Andrei spunea că e dezamăgit de faptul că a văzut că asculta manele. Măi, omul la 20 de ani... Nu, de asta era dezamăgit. Stai un pic. La 20 de ani, cu toții ne căutam. Nu știam cine suntem. Și nici Shelly, cu discursul lui atât de frumos și atât de așezat și un om care învață, am înțeles că a terminat cu 10. Este un tip foarte cult și îl apreciez foarte tare. Dar în același timp, omul ăsta la 20 de ani se caută pe el ca personalitate, ca ce vreți voi. Și e foarte bine să încerce. La 20 de ani ascultam Iron Maiden, Metallica, Sepultura și o mulțime de rock. Corect! Dar... O să spun erai metalist. Am fost și sunt rocker, dar asta nu înseamnă că n-ascult orice. Să-l auzi cum cântă It's My Life. Dar vreau să spun ceva. Dacă te uitai la petrecerile noastre și la ce făceam atunci, ăștia sunt mici copii. Devenim nostalgici. Da, așa, ai dreptate. Dar n-aș vrea să devenim nostalgici. Eu vreau să mă fac foarte bine înțeles. Muzica, manele, am prieteni foarte buni care cântă manele. Ei știu că la ora 4 trebuie să cântă. Vești erau plini de prezervative și de chiar. Ai dreptate. Lasă-mă să spun ceva. Muzica asta, manele, e foarte mișto, e ok. Mă rog, am adoptat-o, tot poporul o place. Dar nu vreau să facem din asta un act de cultură. E adevărat. Pentru că nu-i cultura noastră. Revenim la povestea asta, avem foarte multe evenimente de comentat într-un top 10, cum n-ați mai văzut.